Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Rețeta Sănătății. Astăzi vom fi oaspeții Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Forie Nord. Apoi intrăm în cabinetul medicului stomatolog pentru a afla toate informațiile despre fațetele dentare sau Hollywood Smile, cum este denumită estetica dentară a secolului 21. Începem însă emisiunea cu o discuție despre cazurile de COVID în rândul copiilor, pe care o purtăm cu profesor universitar dr. Sorin Rugină, medic primar boli infecțioase, specialist în epidemiologie. Bună ziua, domn profesor! Bine ați venit în platoul Dobrogea TV la Rețeta Sănătății. Salut, Mona! Bine v-am găsit! Purtăm mască, așa, respectând distanța aceasta? Purtăm mască ca un mesaj de început, dar având în vedere că îndeplinim condițiile de distanțare, cu permisiunea noastră, eu o să o depun ca să ne recunoască și telespectatorii și să discutăm mult mai ușor. Motivul pentru care am vrut să discutăm cu dumneavoastră astăzi este legat de faptul că am remarcat o apariție sau o creștere a numărului de cazuri în rândul copiilor. Situație care m-a alarmat în primul rând pentru că am și eu un copil acasă, apoi în al doilea rând cu atât mai mult cu cât chiar în clasa, în școala, nu în clasa, chiar în școala copilului meu a fost identificat un caz a doua zi după ce a început școala. Așa că mă gândesc că ca și mine sunt și alți părinți îngrijorați, preocupați, panicați. Și aș vrea să nu doar să ne liniștiți, dar să ne și explicați cum stau lucrurile și la ce ar trebui să ne așteptăm. Da. O să-mi permit să încep de la cele 6 luni de pandemie, în care, sigur, suntem cu toții conștienți că suntem cu cea mai mare provocare în sănătate, chiar dacă ne pregăteam pentru a mai trecut prin pandemie, pandemia de HIV continuă, dar faptul că a apărut un virus nou extrem de agresiv, în mod surprinzător față de familia respectivelor virusuri care au mai dat îmbolnăviri, ne-a prins oarecum nepregătiți. Din ce perspectivă? Din perspectivă imunologică. Deci este, să fim conștienți, este o boală nouă la care nu avem vaccin și deci este o boală care în mod firesc evoluează natural, cum se zice. Ca să evolueze o astfel de boală, trebuie să găsească gazde receptive. Ori întreaga populație a globului s-a dovedit că este receptivă, motiv pentru care ați văzut că sunt niște explozii îngrijorătoare și reveniri chiar și... din această perspectivă, avem două căi pe care mergem. Calea epidemiologică, și ați văzut că epidemiologii sunt în număr mic, dar sunt la mare căutare și, slavă Domnului, cred că de-abia de acum încolo va fi reevaluată importanța acestei specialități. Are niște principii foarte clare pe care vi le-am emis. Virus nou, populație receptivă și nu ai nici tratament. Și atunci, sigur că ea evoluează oarecum în mod firesc. Unde găsește o gazdă? Din această perspectivă, măsura stării de urgență, revenim, a fost benefică pentru că toată lumea a redus contactele. S-a stat mai mult în casă, da? Bun. Sigur, relaxarea ulterioară a permis, dacă vreți, contacte, pentru că nu puteam să stăm numai în stare de urgență cât durează pandemia, pentru că inițial s-a spus că va fi o scădere în august, în sfârșit au fost niște estimări epidemiologice, dar principiile rămân de bază. Deci era clar că nu vom scăpa de acest virus până nu se va acoperi un anumit nivel imunitar. Și o să revenim și la această chestie. Din punct de vedere epidemiologic, sigur, acum facem să gestionăm cât au crescut cazurile, de ce au crescut și așa mai departe, ele fiind secundare aceste creșteri măsurilor de relaxare care trebuiau să apară. Deci în starea de alertă, ați văzut, partea economică este problema. Deci eu, nu poți să stai... Eu aș îndrăzni să vă întreb dacă cifrele acestea pe care publicul le află din presă în fiecare zi sunt cifrele reale. Ce se întâmplă în epidemiologie? Cifrele se modifică de la oră la oră. Ați văzut că s-a stabilit o oră precisă, la ora 13 în fiecare zi se dă numărul de îmbolnăviri, se raportează numărul de îmbolnăviri. Sigur, sunt lucruri de îmbunătățit. Eu personal nu sunt foarte încântat de personal ca epidemiolog de date. Sigur că nu le pot spune pe toate la buletinul de știri de la ora 13. Numărul mare de cazuri care frapează, când e mare, când e mic, numărul de decese care iarăși este relativ, cât sunt în reanimare, deci sunt câțiva din parametrii. Și apar sigur că la decese procentul cel mai mare este la vârstnici, care au comorbidități. Dar aceste cifre nu au fost în măsură să capaciteze populația. Dovadă că obținem efectul invers. Deci, toată lumea e liniștită că, știu eu, cei în vârstă, da, sunt la risc,
Nimeni nu povestește de cei tineri, deși am avut decese la tineri, care neexplicate încă. Deci o să vorbesc de partea medicală. Despre ele vrem să vorbim astăzi. Deci asta. Iar despre copii s-a vorbit foarte puțin. Acum să încercăm să explicăm. Vă spuneam că din punct de vedere epidemiologic toată populația este expusă. Statisticile arată și s-a vorbit mai puțin de copii pentru că ei s-au îmbolnăvit mai puțin. Da? Și fiind oarecum, poate că au fost mai disciplinați decât restul în momentul când am trecut în situația, în starea de alertă. Că în starea de urgență toți au stat acasă. După aia au început să iasă prin parcuri, dar s-au creat contacte minime. În principiu ei sunt mult mai disciplinați, nu umblă în aglomerări sau știu eu, nu sunt duși la anunți, botezuri și chermeze de astea care au crescut fundamental această chestiune. Deci aici adulții rămân corigenți la înțelegerea procesului epidemiologic. Spuneam de partea epidemiologică. E clar că se fac deja estimări mult mai largi, că va fi până în 2023, până deci nu putem să scăpăm de acest virus. Chiar în condițiile în care vaccinul, ați văzut că este o emulație deosebită pentru, și sunt diverse vaccinuri, dar ele sunt în fază de testare, deci nu poți să le aplici direct, pentru că nu știi ce efecte au în timp și nu știi nici ce grad de imunitate au. Deci studiile pe vaccinuri durează mai mulți ani. Dar este o speranță. Și am văzut că România va avea acces la 10 milioane de doze. Problema e când avem vaccinul. 10 milioane la 20 de milioane, să zicem. E o chestiune, dar un sondaj de opinie arată că doar 30% s-ar vaccina. Nu vin cele 10 milioane de doze deodată. Prima tranșă va fi de 1.300.000. Deci vom crește treptat gradul de imunitate, presupunând că avem un vaccin valid, omologat și care are o reactogenitate foarte bună. Adică creează o reacție a organismului suficientă de anticorpi. De o întrebare mai, dacă îmi permiteți. Vă rog. Mi-e tare mie că o să expire timpul alocat întâlnirii cu dumneavoastră și nu o să reușim să le parcurgem pe toate. De aceea vă mai opresc din când în când. Două întrebări erau următoarele. Credeți că ar putea să introducă obligativitatea vaccinării? Nu. Știți că obligativitatea vaccinării a fost formal respinsă pentru că se invocă drepturile omului și așa mai departe. De aceea avem și curentul antivaccin în mare înflorire, pentru că părinții, sigur, negândindu-se la soarta copiilor, refuză ca aceștia să fie vaccinați. Deci nu credeți că ar putea să introducă? Nu. Nu cred că va putea fi obligatorie decât pentru anumite segmente, personalul sanitar care este expus. Uh-huh. Poate cei în vârstă, cam indicațiile vaccinării gripale, doar că vaccinarea gripală este pentru extreme, copiii mici și bătrânii. Restul fac voluntar, ca să zicem. Bine, și ceilalți sunt. Vaccinarea deocamdată încă este o perspectivă destul de îndepărtată din perspectiva mea de a deveni funcțională. Ce se întâmplă? Vă spuneam de partea epidemiologică, să povestim puțin și de partea medicală, care este deocamdată o nebuloasă, deci suntem încă în faza de 6 luni, că se observă că apar noi simptome, că unii evoluează mai grav, adică nu se pot trage niște concluzii pertinente care să dea niște soluții. Soluția rămâne la mesajul inițial. Deci să încercăm să facem cât mai puține contacte, să ne izolăm. Da, și nu avem cum să ne izolăm de acasă sau nefreventând asta sau purtând mască în colectivități. Pare un anunț deja care s-a perimat, dar rămâne singurul mijloc. Să ne apărăm singuri pentru că așa apărăm comunitatea, pentru că oricum vom trece prin infecție. Deja unii au trecut în forme ușoare și așa mai departe. Unii au și revenit la această formă. Da, și asta e o problemă care iar e nelămurită. E deocamdată o constatare, nu se știe dacă e reinfecție, au apărut varianta că sunt tulpini diferite, că unii au făcut cu tulpini mai ușoare. Nu sunt, sunt doar niște supoziții. Deci aici trebuie să avem încredere. Lucrurile sunt incerte și nici nu putem cere, pentru că fiind o boală nouă, ați văzut că toată Europa nu poate să dea niște lucruri clare. Fiecare își comunică observația lui și la un moment dat încercăm să găsim de ce unii fac forme grave, de ce unii forme ușoare, de ce epidemiologic formele grave le fac vârstnicii, tinerii sunt cei care sunt cei mai mari purtători și transmit virusul, pentru că ei circulă până în cluburi, ați văzut, nu pot fi controlați decât din propria conștiință și deocamdată nu ne putem lăuda. Iar copiii, în mod involuntar, fac infecțiile și sunt infecții, să știți, nu sunt raportate din... ele apar în statistici și o să vă dau o statistică zilnică. Deci copiii s-au infectat, n-au făcut forme, au făcut mai mult asimptomatice, s-au și internat. Alaltăieri sau ieri a apărut un caz foarte grav, știu eu, poate raportat acum în contextul deschiderii școlilor. Deci n-are nicio legătură deschiderea școlilor în acest moment, de avea peste vreo 2 săptămâni, peste 10 zile, 2 săptămâni, vom vedea.
ce se întâmplă cu frecventarea fizică, deci cu... Și dacă vor apărea mai multe cazuri peste două săptămâni, putem nu spune că avem a fost ce o greșeală deschiderea școlilor? Nu, nu se poate, nici nu se poate spune, deci nu putem. Încă o dată, ținem școlile închise până se termină pandemia, 3 ani, deci pierdem, nu că vorbim de niște generații, haideți să gândim rațional. Și după 3 ani când îi scoatem, nu au imunitate. Chiar credeți că ar putea să dureze 3 ani? E posibil, e posibil, pentru că încă o dată ați văzut că în statele europene, și nu mai vorbim de Statele Unite, care ați văzut ce nenorocire este. Un stat democratic care în sfârșit are program de vaccinare și așa mai departe. Dar se reîntorc în Franța, în Spania, ați văzut, francezii au 10.000 de îmbolnăviri pe zi. Deci noi, din punctul de vedere, suntem oarecum sub control. Și măsurile, în general, au fost bune. Unele au fost tardive, nu sunt eu măsură să critic partea de sănătate. Dar sunt niște măsuri luate la momentul ăsta. Organizația Mondială îți dă un cadru general. Organizația Mondială a Sănătății, așteptând observații, a dat foarte târziu niște recomandări. Și toată lumea a așteptat să fie în concordanță. Nu, într-o situație ca asta, fiecare își rezolvă războiul local prin măsuri adecvate. Și eu zic că parte dintre ele și-au arătat eficiența pentru că am fi fost în altă situație. Din raportările pe care le spun, n-au apărut niciodată cazuri la copii raportate. Deci asta ar fi fost o chestiune care a fost utilă de a demonstra că nu se uită nimeni pe site-ul Bizii nu știu care sau pe site-ul Ministerului unde sunt raportările. Trebuie să vă spun că raportarea la zi de ieri este din tot procentul de îmbolnăviri, 2% sunt copiii până în 10 ani și 4% copiii până în 10-18 ani. Da? Deci sunt rate foarte mici de îmbolnăvire și fără rate de deces. Acum spuneam că la altă ieri a ajuns un copil care este foarte grav, da, este la terapie intensivă. Dar toți cei care sunt pozitivi în școli, profesori, sunt infectați înainte. Ideea este pregătirea, poate că a dus la un val, testările mai numeroase în școli și la profesori în special, unii au introdus obligativitatea să vină testați. Deci, cu cât testezi mai mult, vei avea o acoperire. Nu se poate testa toată populația. Ați văzut că asta e discuția. Câte teste facem, câte... Astea se raportează, sunt tot statistice. Este important că mare parte din populație a făcut boala și nu a știut, da? Nu știm dacă a făcut anticorpi, asta e o altă teorie. Și de aceea apar reinfecții. Deci unii poate că au făcut forme asimptomatice și acum, dintr-o dată, determină, fără să aibă imunitate, pot, într-adevăr, da, pentru că era un procent destul de îngrijorător, 700 și ceva au revenit. Deci s-au vindecat vreo 14.000, dar totuși e un procent care ne pune întrebarea, dom'le, ce înseamnă vindecare? Că te-ai negativat sau că ai făcut anticorpi? Deci ești apărat. Vedeți, din punctul ăsta de vedere, va fi inclusiv utilizarea vaccinului. Trebuie să fie garantat că crește imunitatea. Ori aici discutăm de un virus care se cantonează în diverse tipuri de populație. Unii cu imunitate mai bună, alții cu imunitate mai rea, dar nu ăsta e mecanismul principal. Acolo doar se, ca să zic așa, virusul se stabilește. Problema e ce determină în organismul, într-adevăr, nu știe nimeni. Cu furtuna aceea citochinelor, furtuna care determină gravitatea și asta și care, văzând în timp, deja s-au cristalizat niște ghiduri. Revenind la copii, sigur că dacă am face o testare în masa copiilor, asta am vedea că foarte mulți sunt purtători, nu știu ce, cu tare, cu tare. Purtători asimptomatici. Purtători asimptomatici, să zicem. Ei, această rată de portaj va crește. Deși am văzut deschiderea anului, am văzut pe cei mici, chiar impresionant. Ținându-se de o panglică, nu soare, era o panglică și mergeau de la 2 metri la 2 metri, cu minți, disciplinați. Deci eu sunt ascultători, eu nu mi-aș face o problemă foarte mare. Problema este cine îi aduce la școală, acolo e chestiunea. Cine la școală. Intră aceea în contact, da. Bine, dincolo de faptul că nu toate școlile sunt pregătite, asta e o chestie, că încă o dată ne-a prins până, mai durează până ne pregătim. E un alt mod de e un alt mod de viață la care trebuie să ne, trebuia să ne fi gândit, trebuia să ne gândim pentru variante de ăsta, pentru că, repet, traseul este clar, virusul nu pleacă. Virusul purtăm între noi. Da? Că s-a zis că în perioada de umiditate, de ăsta de vară, căldura, moare virus, nu e adevărat. Deci nu s-a dovedit că nu e adevărat. Pentru că s-au creat niște aglomerări extrem de... în care nu s-a respectat nicio regulă. Știți foarte bine. Sigur că toată lumea, domnule, au fost pe litoral. Nu e că foarte mulți s-au îmbolnăvit plecând în concedii din altă parte. Deci, înțelegeți? Unde, iarăși, probabil,
Rămâne această chestiune. Nu se poartă mască. Atât avem la îndemână. Mască unde sunt mai mulți. Și ați văzut ce a pățit și echipa de fotbal și așa mai departe. Deci lucrurile sunt, astea sunt niște realități. Revenind la copii, am zis, rata de îmbolnăvire până acum este foarte mică. Au fost spitalizați și în spitalul nostru, nu aș putea da număr, la Craiova, la... Deci nu avem cunoștință deocamdată de o rată de mortalitate sau chiar rata de deces la copii. Există niște explicații, dar tot supoziții. Da? La începutul pandemiei, știți că s-a zis că România are paradoxal un număr mic și nu numai România, Europa de Est. Uh-huh. Europa de Est este singura țară unde se face, Europa de Est, singura țară, îmi cer scuze, toate țările au programe de vaccinare. Dar la noi copiii până la 15 ani intră în acest program care nu mai este obligatoriu, dar este program național, deci teoretic trebuie să-i vaccinezi pe toți și această epidemie probabil că ne va conștientiza. Dom'le, nu poți să intri într-o colectivitate dacă poți să aduci un microb, pentru că îi îmbolnăvești pe restul dacă ceilalți nu sunt vaccinați. Da? E, și plecând de la această premiză cu grupele de vârstă și cu circulația, sigur că este clar că numărul mic, procentul din îmbolnăviri, teoretic, la gripă, cazurile grave sunt la copii și la bătrâni. Vedeți, aici nu s-au înregistrat. Deci, se merge pe varianta supoziției că găsește imunizat. Știm că programul de vaccinare e până la 15 ani, după care fiecare, dacă mai dorește sau nu mai dorește, dar imunitatea scade în timp. Și tinde spre zero imunitatea din copilărie, de aceea vârstnicii sunt mult mai receptivi, virusul e mult mai agresiv, că organismul nu se apără și atunci poate să-și facă toată această chestiune. E, din această perspectivă, sigur, nu este timp de studiu să demonstrăm că acei copii care s-au îmbolnăvit nu aveau o schemă completă de vaccinare. Probabil că timpul va arăta că bătrânii care au murit probabil că aveau goluri mari de vaccinare din copilărie. Deci sunt niște chestiuni. E, sistemul imunitar la copil este ținut în priză, pentru că a primit antigene și el dezvoltă imunitatea, își menține, face un efort să-și mențină nivelul de anticorpi și deci virusul, cred că, chiar dacă intră, este estompat de restul și că e un procesul imunitar. Din această perspectivă, eu cred că va fi o creștere a numărului de purtători, să zicem, chiar de cazuri, cu copiii, dar nesemnificativ pentru faptul că vor fi totuși niște aglomerări controlate din acest punct de vedere. Deci sunt niște aglomerări controlate, necesare, încă o dată vă spun, dacă așteptăm să plece virusul, nu facem 4 generații, nu mai fac școală, ceea ce este grav, nu că pierde niște generații, dar vedeți, și învățământul online este de mulți agreat și nu știu ce, dar copiii simt, am și eu nepoți, simt nevoia să socializeze, chiar dacă stau la distanță. Să vadă că și colegul lui fizic este, degeaba stau ei. Deci, porțiunea asta a educației, segmentul ăsta de educație, în care trebuie să-l vezi pe profesor, nu să-l vezi pe ecran, că așa ei toată ziua stau. Au abilități de a sta pe internet, văd o mie de chestiuni. Nu-i mare lucru. Dar e o chestie impersonală, cumva. Știți? Și atunci, repet, este un rău necesar, este un element extrem de necesar și vom vedea în continuare, în funcție de măsuri, va crește numărul de cazuri, dar eu zic că pentru binele tuturor, informarea aceasta cu cazurile de la copii și să urmărim cât cresc la copii ca să putem să, dar nu în scopul de a blama că s-au deschis școlile sau nu. Ca același lucru se va întâmpla și cu universitățile și așa mai departe. Ați văzut că la liceul 10 nici nu s-a deschis și deja găsiseră 10. Da. Că nu, e o chestiune cu care trebuie să ne obișnuim și să o tratăm extrem de matur în folosul funcționării comunității. Că trebuie să funcționăm și în aceste condiții. Putem pleca de la premiza că ăsta se schimbă virusul și practic nici vaccinul care vine nu va mai fi valabil, cum se întâmpla la gripă, și că această boală ne obișnuim cu ea. Se va aplatiza cumva rata de transmitere, nu se va, aici ne-a surprins. Este o rată fantastică, nici gripa, lumea nu a băgat în seamă gripa. Rata este mai mică, da? Și gripa e o boală gravă, dar nu sub forma asta. Cu cât ai un număr mai mare de îmbolnăviri, numărul de cazuri este grav, pentru că și oamenii, nici din prima, nu putea nici sistemul sanitar, toată lumea a venit și vă luați că vă curge nasul sau nu vă curge nasul sau vă doare în gât. Da? Deci trebuie o anumită supraveghere, nu poți pe tot să-i investighezi. Iar la gripă au trecut, toată lumea a circulat. Aici, întâmplarea este că asta a grevat asupra faptului că oamenii au stat bolnavi acasă. Uitați-vă la... pentru că e o boală democratică, cum zicem noi. Adică nu ține cont că ăla e intelectual, că ăla are două vile și ăla stă la țară.
lovește pe toată lumea la fel. Iar cazurile cele mai serioase s-a întâmplat din nefericire și cu profesorul Băjenar, o somitate l-am cunoscut, tocmai că stăm foarte multe zile acasă și s-a dus deja în faza în care era insuficiența respiratorie instalată. Un caz, toate sunt cazuri nefericite. Dar sunt oameni care încă o dată erau în domeniu, uitați-vă la rata îmbolnăvirii la personal medical, asta e o altă temă. Tot așa, pe sistemul, că nu cred că am din ăla, nu cred că am, adică ideea este că acolo e deja un paradox, pentru că în mintea mea, sau și cred că a multora, este că în momentul în care ești în linia întâi, ești în linia a doua, ești în spital, ești cadru medical, n-ai cum să nu știi și să nu auzi acum, mai multe și mai bine decât cu linia noi toți ceilalți. E interpretabilă. Singurii care au fost în linia întâi au fost acolo unde s-au dus bolnavii de COVID și trebuie să spun acest lucru, au fost cele 5 spitale în care eram și noi de boli infecțioase. Ulterior s-au adăugat și secții pentru că a crescut numărul de cazuri. Foarte important, spitalele aveau, astea 5 aveau secții de terapie intensivă, nu aveau intensivi și s-a rezolvat și această chestie. Și în continuare, rata de bolnăvire în spitalele de boli infecțioase este mult mai mică. Este apărut în special la personalul care nu știa cum să se îmbrace. Cum să se dezbrace, că acolo se produce contaminarea. Deci era un echipament special pe care l-ați văzut. Îmbrăcarea e greu, durează foarte durează mult. Și mult. Noi ne pregătisem, am făcut exerciții, de aia spitalele de infecțioase sau ne pregăteam pentru gripa aviară. După cum bine știți, la un moment dat era Ebola, aveam reanimarea făcută de nu știu câți ani, făceam exerciții, exercițiul cel mai greu era să îmbraci. Și noi am dus la instructaj și 3 persoane, dar aici au trebuit să intre toți doctorii. Ei, în restul spitalelor, în schimb, și prima parte a epidemiei a demonstrat că spitale foarte bine dotate, gen Suceava sau nu știu ce, a fost un dezastru. Pregătită. De ce? Pentru că nu se respectă normele care sunt impuse de minister. Deci pandemia ne va obliga să luăm în serios toate măsurile care sunt dispuse de la manager până la portar de a preveni infecțiile intraspitalicești, nozocomiale sau asociate asistenței medicale. Toate acestea sunt infecții asociate asistenței medicale. N-au știut să poarte mască, poate n-au purtat-o, e o supoziție. Sau când au sistemul ăsta de a mânca în colectiv, scos masca, nu știu ce, se face o transmitere. Dar e o rată acceptată, că s-a întâmplat și în Italia și peste tot. Da? Deci nu e, avem cam 6% personal medical, dar și datele de acolo, luându-le de pe un site al personalul medical al sindicatului, care este foarte bine adus la zi, se vede și pe unități sanitare. Acum, sigur, blamăm spitalele județene, dar dacă ne uităm pe statistici, o să vedem că și în unități private au apărut. Da? Tocmai pentru că se lucrează și colo și colo, unitățile private care au alte condiții de spitalizare. Dar care au personal echipament. Care lucrează și la stat. Da, da, și personalul de acolo n-a respectat, că sunt tot în România și s-au dus în concedii, au venit bolnavi, nu s-au testat. Deci nu putem să dăm vina pe bolnavi, pentru că bolnavii sunt deja testați, nu mai intră în spitale. La Suceava a fost un amestec, că nu se mai știa ce și cum. Dar trebuie să învățăm din aceste lucruri și asta vreau să vă spun. Există personal la risc care va trebui să se vaccineze, sigur, în mod cer vor fi primit. Ce înseamnă personal la risc? Personalul care vine în contact direct cu pacient, medical, pacientul da? Cunoscut. Pentru că, teoretic, principiile prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale, de când a apărut infecția cu HIV, au apărut precauții universale, că nu poți să spui, domne, îl testăm pe ăsta, pe ăsta. Deci, orice pacient intră într-un spital, îl consideri, cum să zic eu, posibil infectat cu HIV, hepatită, ce, și sigur, trebuie să iei măsurile mănuși și așa mai departe ca să umbli cu produsele patologice. Aici trebuie să, în situația COVID-ului, trebuie să plecăm de la precauțiile speciale pentru infecțiile respiratorii. Dacă până acum n-am luat în considerare gripa, la care personalul sanitar era obligat să se vaccineze, s-au făcut transmiteri de la pacient, de nu știu unde, înțelegeți, pentru că pacienții nu erau testați. Ei, acum pacienții vor fi testați, da? Și personalul medical, pentru orice eventualitate, pentru că, repet, rata este extrem de mare de transmitere și, practic, un simplu gest. Nu că noi stăm acum și am dat masca jos. Chiar cu masca nu putem să stăm tot timpul, dar există momente de risc în care uiți să-ți mai pui masca. Da? Trecerea dintr-un salon într-altul și așa mai departe. Eu zic că trebuie să transformăm acest pahoste, ca să zic, neacademic, într-o oportunitate să învățăm cum să ne apărăm, cum să ne ducem cu grijă la, vedeți, patologia cealaltă a dispărut. Nimeni nu mai are curajul să vină la spitale cu alte boli. Nu mă refer neapărat la cele chirurgicale, că sunt și spitale non-COVID.
Dar patologia infecțioasă, spre exemplu, a trecut într-un derizoriu. Au rămas pacienții cronici fără asistență, nu pot fi asistați, nu pot, deci nu merge. Chiar azi vedeam că este un protest la minister pe această temă. Deci trebuie să intrăm în viața normală, toți pacienții au dreptul la asistență, nu? Și trebuie să vină cu inima deschisă că nu se infectează. Ori asta, încrederea asta o dau întâi personalul medical, care e și el direct interesat, să nu, nimeni nu vrea să se îmbolnăvească. Dar trebuie să găsim unde am greșit. Ce trebuie să facem să nu se întâmple? Pentru că acum, slavă Domnului, sunt măști peste tot, echipamente există în spitale, deci, de bine, de rău, sistemul funcționează. Ideea este această teamă de a nu apărea o creștere brutală care să dea un număr mai mare de cazuri și să depășim și capacitatea de reanimare și secțiile de boli infecțioase. Eu zic că suntem pe un trend de echilibru, ca idee, să fim maturi că nu scăpăm și trebuie să păstrăm măsurile luate până acum, dar să intensificăm în continuare, să scădem acolo unde se poate preveni. Copiii vor purta mască și o vor da jos, deci există niște momente de risc, dar totuși, repet, transmiterea pare mai mică. Pericolul cel mare vine de la tineri. Tinerii care umblă, nu respectă nicio măsură și ei duc, ca să zic așa, virusul, îl poartă spre părinți și spre... Da, pentru că sunt familii întregi care și-au luat și părinții la nuntă sau unde au fi fost, chiar dacă au fost numai 100. Dar transmiterea a fost maximală. Da? Obiceiurile de îmbrățișare, în sfârșit, nu intrăm în amănunte. Există niște chestiuni. Nu putem să fim la fel de afectoși în condițiile în care nu știi cine îți transmite. Îți transmite propriul copil. Sau, da? Și am avut cazuri la care colegii noștri s-au îmbolnăvit la copii clubiști. Pentru că vor să facă 18 ani, să facă 19 ani, să facem nu știu ce, să sărbătorim. În dimineața la radio era un program de glume în care a fost inserată și una legată de cei care merg la club și spunea că în loc să plătească biletul la intrare sau să obțină acea brățară pentru a intra în club, mai bine să aibă rezultatul negativ al testului și acela să fie biletul de intrare. Da, dar asta va complica foarte mult, trebuie să ai capacitatea să poți să faci teste. Să vii cu testul negativ. Bine, aici venim în completare și cu alte discuții legate de faptul că știți foarte bine scandalul din București legat de acele teste care au fost sau nu au fost. E discutabil. Trebuie să vă spun o chestiune. Epidemia, pandemia ne-a găsit într-un sistem dezorganizat. De ce? Simplu, mi-asum ceea ce spun. În timp am transformat direcția de sănătate publică în niște birouri, nu mai sunt instituții medicale. Birouri de dat, autorizații și așa mai departe. Direcția de sănătate publică au fost și sunt depășite. E clar. Deci nu avem ce să spunem. Vorbim la modul global. Că s-au schimbat, că nu se schimbă mentalitatea. Nu au oameni. Am distrus specialitatea de epidemiologie transformându-i tocmai în direcție de sănătate în funcționari publici. Deci să stea, să-i adune, să-i împartă și să dea ordine. Nu se poate da dacă nu cunoști situația reală din teritoriu. Am desființat microbiologia, am privatizat toate laboratoarele, care sigur s-au întins, dar nu au avut a face real-time PCR. Este o chestiune extrem de complexă la care noi avem doi doctori la spital și avem două sau trei aparate. Dar nu poate să facă numai spitalul de infecțioase. Restul au declarat că fac teste și vedeți că sunt variabile. Unii nu lucrează sâmbătă și duminica, că sunt la privat și zice, păi s-au făcut mai puține teste. Păi s-au făcut că nu avem resursa umană să poată să lucreze și nici nu pot să garantez într-o lună că sunt și competitivi, pentru că există niște criterii. Recomandată în special de specialiștii reumatologi, ortopezi sau neurologi, recuperarea medicală este cheia revenirii la normalitate a pacienților cu multiple suferințe. În minutele următoare facem o vizită Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, Eforie Nord, pentru a vedea care sunt procedurile și tehnicile de recuperare cele mai eficiente. Bine ați venit la Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din Eforie Nord. Vă mulțumim că ne-ați primit, că ați răspuns pozitiv invitației noastre. Mulțumim, sunt doctorița Brăilescu, sunt medicul șef de secție a spitalului și vă invit să facem o scurtă vizită în cadrul instituției noastre. Aici unde ne aflăm este intrarea în sediul clinicii, deci a spitalului. Sunt trei etaje unde pacienții sunt internați, sunt în sistem de spitalizare continuă. Aici este intrarea în spital
și vom urma pe coridor drumul pacienților către baza de tratament. Baza de tratament fiind în laboratorul RMFB, special dedicată tuturor procedurilor fizicale care se pot efectua la noi în instituție. Există o limită de vârstă a pacienților care vin aici la dumneavoastră? Limita de vârstă doar pentru internare este peste 18 ani. Suntem clinică pentru adulți. Limită maximă nu există. Iar în ambulator pot veni, bineînțeles, și copii. Acum ne vom îndrepta pe acest coridor, unde se află cabinetele de consultație ale medicilor, medici de specialitate recuperare medicală, și ne îndreptăm către baza de tratament, acolo unde pacienții își efectuează zilnic tratamentul constând în proceduri fizicale. Aceasta este specialitatea noastră și feedback-ul pe care îl avem de la pacienții care revin și care vin anual este foarte bun. Dacă ar fi să facem așa o statistică a celor care vin de aici, cât la sută din pacienții pe care îi aveți vin din alte orașe și nu sunt din Constanța? Foarte mulți, cred că în jur de 50% sunt din toată țara. Noi avem pacienți care vin trimiși direct din spitale de specialități înrudite, ortopedie, neurologie, neurochirurgie. Colaborăm cu clinici universitare din întreaga țară, din toate centrele universitare, pacienți din toată țara. Și, bineînțeles, și pe partea locală, dar ne axăm pe pacienți care au, într-adevăr, nevoie de tratament. Ce capacitate are spitalul? Avem 150 de paturi, sunt două secții pe trei etaje. Sunt 150 de paturi pentru pacienți care vor sta în sistem de spitalizare continuă. Și avem ambulatorul, care este destinat tratamentului de tip policlinică. Vin, fac tratament și sunt cazați în jur sau vin din Constanța. Deci avem două tipuri de tratament și serviciul nostru este deschis permanent. Nu avem acel caracter sezonier. Noi suntem deschiși non-stop. Nici sărbători? Nici de sărbători, chiar. Sunt întotdeauna pacienți și de Paști și de sărbători, absolut tot timpul. Pacienții sunt distribuiți așa din mai multe zone. Recuperarea medicală este o specialitate complexă și care îmbină foarte multe domenii, și ortopedie, și neurologie, și reumatologie. Întotdeauna pacientul este văzut holistic din toate punctele de vedere. Dacă îl doare genunchiul, nu ne axăm numai pe genunchi, ci este văzut integral. Cel mai mult, cred că este patologia post-traumatică, post-protezare, deci cu ortopedia colaborăm foarte mult, proteze de șold, proteze de genunchi, pacienți post-traumatici în general, după imobilizarea gipsată, toți au nevoie de o recuperare funcțională pentru a-și căpăta mobilitatea și activitatea de dinainte de accident. Apoi sunt afecțiunile degenerative de tip reumatic. Mă refer la gonartroze, coxartroze. Pentru internare, criteriul este disfuncția locomotorie mai mare, severă. Au nevoie deja de cadru, de un dispozitiv ajutător de mers. Cei care pot veni în sistem ambulator vin în policlinică. Pe lângă partea reumatică degenerativă sunt reumatismele, poftiți, sunt patologiile reumatologice de tip inflamator cronic, de gen poliartrita reumatoidă, avem spondilită anchilozantă, pacienți care, având o afecțiune cronică, revin. Partea neurologică, la fel, nu este de ignorat, avem pacienți care vin din sfera neurochirurgicală, în special
postoperator hernii de disc, cervicale, lombare, patologie vertebrală operată sau neoperată, trimiși de neurolog, o discopatie lombară care necesită tratament fizical, la fel patologii neurologice centrale, de gen accidente vasculare cerebrale, dar la un anumit, în stadiu subacut spre cronic, atunci când pacientul este cât de cât independent, nu pentru faza acută. Bazinul era un punct forte pe care îl puteam oferi în baza noastră de tratament, fiind deschis permanent, cu o temperatură constantă, cu apă sărată din lacul Techirghiol. Dar în condițiile actuale de pandemie, recomandarea este de a nu fi deschis și terapia hidrică, hidrokinetoterapia, deocamdată nu este disponibilă. Și iată-ne în baza de tratament. Care este organizată în formă de pătrat. Laturile laterale de pe lateral sunt dedicate cabinetelor individuale de electroterapie, parafină, masaj, iar partea din mijloc, culoarul din mijloc, este dedicat băilor de nămol, care în prezent, la fel, din cauza pandemiei, nu sunt deschise, nu funcționează. Noi oferind până în martie aceste băi la cada de nămol. Sunt pacienți care vin de ani și ani special pentru această terapie. Inclusiv din străinătate revin pentru cura de frumusețe și de longevitate, după cum spun mulți dintre ei. Aici ne aflăm pe holul care este luminos, păstrează această tentă de arhitectură din secolul trecut, putem spune. Istoria este îndelungată a acestui așezământ. Începând cu 1900 s-a ridicat prima formă a clădirii, apoi prin 1960 a avut deja această structură, s-a chemat Eforia Spitalelor Civile, iar din 1973 funcționează ca și clinică universitară. Noi suntem clinică universitară care aparținem de UMF Carol Davila din București, din 1973, fiind sub auspiciile Centrului Universitar București, iar din 2002 are această denumire de spital clinic, recuperare medicală, medicină fizică și balneologie. S-au făcut renovări și cu toate acestea au mai rămas elemente pe care am văzut că le-ați păstrat. Da, am considerat că istoria trebuie respectată și luat ce este mai bun și dus mai departe. Am încercat să unim modernul cu trecutul și sperăm că am reușit și există o serie de alte lucruri noi pe care le așteptăm, pe care deja unele sunt demarate și toate sunt pentru beneficiul pacienților și pentru a avea o clinică modernă cu proceduri folositoare pentru pacienți. Aici este latura cu cabinetele individuale pentru electroterapie. Avem o gamă foarte largă de proceduri bazate pe câmp magnetic, înaltă frecvență, medie frecvență, joasă frecvență. Avem aparate foarte utile pentru recuperarea atât în fazele acute, cât și subacute, cronice, toți parametrii putându-se adapta în funcție de fiecare pacient în parte. Magnetodiafluxul este o procedură foarte sedativă și liniștitoare, foarte bună pentru sistemul nervos, atât central cât și vegetativ, cu o bobină lombară și foarte folositoare pentru a regla stările distonice, toate tulburările de somn, stările de anxietate. Este foarte apreciată de pacienți. Aici sunt
Aparatele de înaltă frecvență sunt undele scurte, cu aplicații foarte largi, sfera reumatică degenerativă în special, deoarece penetrează profund în cartilajul articular, aplicația aceasta bipolară pe care o avem, șolduri, genunchi, articulații mari care altfel sunt greu de penetrat de către alte tipuri de electroterapie. Se stă 10 zile, deci 10 zile lucrătoare pentru cura de tratament, fie în regim de internare, fie în regim ambulator. Acum sunt pacienții din spital, deoarece acum sunt complet separate circuitele. Și pacienții vin în fiecare zi și fac proceduri în funcție de ce anume medicul curant le-a prescris. Durează între 15-20 de minute în medie, dar diferă în funcție de ce tip de curent, de masaj, de kineto, de patologia pacientului, însă acum punem accent și pe distanțarea socială și pe păstrarea acestor reguli de siguranță și totul este foarte, foarte aerisit. Acum ne aflăm în cabina de laser terapie, laser de joasă frecvență, care constă într-un pen care se aplică pe punctele dureroase, pe punctele trigger încordate, pe toate durerile de tip miofascial, foarte bun pentru traumatisme, injurii, puncte inserționale dureroase, tendoane, foarte bine merge pe periartrita scapulohumerală sau coxofemurală, foarte apreciat de pacienți și cu rezultate foarte bune antialgice și antiinflamatorii. Aici ne aflăm la intrarea în ambulatoriu de specialitate. Pacienții care fac tratament în sistem policlinic au această intrare dedicată numai lor. Este vorba de triaj, așa cum se întâmplă în toate unitățile, și la noi există triajul de la intrare. Pacienții fiind termometrizați, se va semna un chestionar de declarație pe proprie răspundere, după care vor intra la programare, la planificare și în baza de tratament. Aici este partea de ambulator, unde pacienții care sunt cu o disfuncție puțin mai mică, medie, nu severă, și care pot veni pe picioarele lor, fac tratament la fel 10 zile, așa cum durează cura de tratament pe recuperarea medicală. Referitor la circuite, aici este intrarea celor din ambulator, iar acolo, da, unde ne-ați întâlnit, este intrarea numai pentru cei care vin la internare, internarea făcându-se lunea, și pacienții din spital intră și ies numai pe acolo, iar aici numai pentru pacienții din policlinică. Aici ne aflăm la sectorul de băi galvanice. Sunt patru celule în care curentul galvanic circulă prin intermediul apei, astfel încât putem trata zone mai largi și regiuni, cum sunt membrele superioare, membrele inferioare. Este o procedură foarte indicată pentru patologii de tip reumatic, de tip nervos periferic, tulburări circulatorii în stadii incipiente, atât arteriale cât și venoase. Gimnastica medicală este esența oricărui program de recuperare. Kinetoterapie care se poate face și în scop profilactic, atunci când există niște factori de risc pentru anumite patologii. Kinetoterapie în profilaxia secundară, deja când există o afecțiune pentru care, lucrând și tonifiind musculatura și învățând ce avem de făcut și cu o complianță bună a pacientului la domiciliu, se menține acea afecțiune depistată fără complicații și fără o evoluție rapidă și severă.
și kinetoterapia de recuperare efectivă atunci când există deja o deficiență, când afecțiunea respectivă este într-un stadiu sever, când pacientul a necesitat deja o intervenție chirurgicală. Deci avem posibilitatea de a oferi partea de kinetoterapie pentru toate aceste tipuri și nivele de disfuncții. Aici se închide practic circuitul vizitării bazei de tratament. Am trecut în revistă toate tipurile de proceduri care pot fi făcute la noi în spital, atât pentru pacienți internați, cât și pentru pacienți care vin în sistem ambulator. Și marea noastră dorință este aceea de a oferi servicii de calitate pacienților și de a-i vedea că atunci când pleacă după cele 10 ședințe sunt mult mai bine din punct de vedere funcțional, că pot să se reîntoarcă la activitățile lor de zi cu zi și nu în ultimul rând cu dureri mai mici sau chiar deloc. Sau să dispară. Sau să dispară. Vă mulțumim foarte mult pentru găzduirea astăzi. Mulțumim și noi și vă mai așteptăm. Dinții de un alb strălucitor sunt în vogă. Hollywood Smile a devenit un trend, iar pentru a înțelege cum se ajunge la acest aspect wow, mergem în cabinetul medicului stomatolog. Atenție pe mâinile cui vă lăsați. Nu oricine știe să vă îndrume corect. De ce fațetele dentare sunt acum super în vogă? Sunt în vogă pentru că rezolvă anumite probleme de aliniament ale dinților, culoarea dinților, dacă avem niște dinți ciobiți sau un pic mai închiși la culoare sau o poziție un pic mai ciudată, un dinte mai în față, unul mai în spate, este o procedură minim invazivă, nu durează foarte mult ca un aparat dentar, spre exemplu, care putem corecta asemenea unele dintre aceste probleme ale dinților și este în vogă pentru că chiar devine un Hollywood smile la un moment dat când pacientul are fațetele puse. Este un zâmbet wow. E un zâmbet wow, totdeauna. Deci când vezi alb, știi care așa da, ceva. Nu neapărat alb sau nu trebuie să fie un alb. Alb, faianță. Egal, frumos, drept. Drept, exact, aliniat și au anumită transparență, o naturalețe aparte, fațetele față de restul lucrărilor care sunt de zirconiu, de ceramică, pe metal sau alte tipuri de lucrări dentare, ele sunt considerate cele mai estetice lucrări posibile din ceramică presată. Pentru un pacient care își dorește, din diverse motive, să aibă o astfel de lucrare, cam cât durează întregul proces și în ce constă el, cam după cât timp are fața aceea de Hollywood zâmbitoare, albă și frumoasă și strălucitoare? Depinde de la pacient, de la pacient, de la caz la caz, în funcție de ce probleme de sănătate dentară are pacientul, dacă trebuie aliniată gingia, dacă trebuie să făcute întâi tratamente ale dinților. Dar dacă pacientul, să zicem că nu are aceste probleme, în 7-10 zile lucrătoare, el poate avea acest Hollywood smile. Dacă nu, se poate întinde până la 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună și jumătate. Între cât de repede sunt rezolvate problemele. Exact, dacă are nevoie de implanturi. Spre exemplu, implanturile trebuie să se integreze în timp de 3 luni de zile și atunci temporizăm sau ne apucăm mai târziu de aceste fațete. Care e procedura? Din momentul în care pacientul intră în cabinet și până iese cu zâmbetul wow, trecem de etapa aceea în care el are de rezolvat niște probleme și a rezolvat toate problemele și ajungem în faza în care putem să ne ocupăm de fațete. Cât durează și în ce constă procedura? Dacă el are toate problemele rezolvate, întâi se ia o amprentă a pacientului inițială, se face o scanare, se pune într-un program de Digital Smile, împreună cu el vizualizăm dinții, fațetele la final, își dă acordul pe lungime, formă, culoare a viitorilor dinți. După aceste măsurători se fac și niște poze profesionale și în funcție de dorința pacientului discutăm cu el ce lungime are nevoie, dacă unghiurile sunt mai ascuțite, mai drepte, dacă sunt niște canini ascuțiți sau mai puțin ascuțiți, în funcție și de fizionomia feței, atunci
stabilim planul de bătaie. După ce am stabilit aceste lucruri, se fac niște dinți provizorii pe care noi îi transferăm în gura pacientului, cu care va sta 3, 5, 7 zile să vadă cum se simte, cum vorbește, cum se acomodează, cum mănâncă, impresiile părinților, prietenilor, rudelor și așa mai. Feedback. Exact. Și facem un test de raival viitorului zâmbet. Acest model scanat în laborator a fost amprentat și această amprentă se pune în gura pacientului cu un material compozit și va da viitoarea formă a fațetelor. După ce avem acordul pacientului că este ok cu viitoarele restaurări, ne apucăm de ședința următoare să șlefuim. Șlefuirea se face ghidată pe acești dinți viitori provizorii și șlefuirea unei fațete are ca o grosime de 0,3, 0,2, 0,5 până la 0,5 mm. Asta și în funcție de ce trebuie să rezolvăm cu această fațetă. După ce am șlefuit ghidat dinții, se iau amprentele și după ce am luat amprentă, în timp de 7-10 zile lucrătoare, putem să cimentăm aceste fațete. Timp în care se mai fac încă o probă sau două, în funcție de necesități, și după aceea este ședința de cimentare a fațetelor. Deci acesta este un caz de reabilitare totală cu fațete, coroane dentare, implanturi. Inițial am optat pentru refacerea arcadei superioare și acum am ajuns la mandibula, la arcada inferioară. Am șlefuit frontul pentru fațete. Zonele laterale sunt niște lucrări mai vechi care trebuie schimbate. Vom face două implanturi într-o parte, două în partea cealaltă. Și astăzi am șlefuit dinții inferiori frontali pentru fațete, cum spuneam, și vom face niște provizorii. Acesta arată, așa arată modelul printat în laborator. Deci, practic, nu este ceva super complicat pentru pacient, decât să aibă răbdare, să știe cam ce își dorește, să comunice cu noi eventualele modificări, să ne spună vreau mai alb, vreau mai ascuțit, vreau mai lung. Dacă el știe după aceea și vede ce se va întâmpla la final, cum vor arăta dinții, își poate face o idee. Noi, practic, îi facem dinții cum îi vedem noi frumoși sau cum îi vede programul frumoși. Și el vine cu ce modificări ar vrea sau un anumit tip de dinte, cu o poza unui dinte, vreau dintele acesta. Din momentul în care fațetele s-au montat, instalat, cimentat, sunt niște recomandări pe care pacientul le primește? Are anumite interdicții în ceea ce privește partea de alimentație sau tot ce presupune folosirea dinților ulterioare? Da, recomandarea este să se prezinte la 6 luni de zile la control periodic. Poate mânca orice? Poate mânca orice, dar acum și cu dinții noștri. Nu ar fi indicat să spargem nuci, să deschidem, mai știu și eu ce, sticle, capace de bere, conserve sau obiceiuri vicioase, unii mai stau cu pixul în gură. Aceste lucruri trebuie evitate. În rest, fațetele sunt super dure, sunt mai dure decât smalțul nostru. Ele, odată cimentate, au duritate mult mai mare decât a unui dinte natural și atunci, practic, putem mânca orice, dar să avem grijă. Dacă nimerim, spre exemplu, o coajă de nucă de la un cozonac, este posibil să se spargă și sau să se ciobească și dintele nostru și fațeta. Dar astea sunt lucruri care se întâmplă foarte rar. În general, pacienții au grijă și înțeleg că trebuie să aibă grijă de dinții lor. Au și o durată de valabilitate? Da, durata de valabilitate a lor este mare. 10-15 ani nu sunt probleme cu ele. Dar odată organismul îmbătrânind, se mai retrage gingia, osul, dar ele fiind
super biocompatibile cu gingia noastră, nu se retrage din cauza lor. Asta este foarte important. Ele, odată cimentate, stau acolo foarte frumos. Igiena și gingia este foarte sănătoasă pe acest tip de restaurări, pe fațetele astea. Dacă ar fi să ne întoarcem la prima categorie, cea care în prima fază are nevoie de reparații, de reconstrucții, putem vorbi și de o anumită categorie de vârstă pentru care sunt recomandate? Nu neapărat. Avem paciente sau pacienți de la 20 de ani până la 65-70 de ani, în funcție fiecare ce își dorește. Sunt pacienți tineri care au probleme foarte mari sau sunt pacienți în vârstă care au eroziuni sau abrazii excesive și atunci cu aceste fațete le redăm zâmbetul care l-au avut odată, înălțimea dinților, mușcătura care o aveau odinioară, culoarea. La pacienții tineri sunt pacienți cu probleme cu carii, cu lipse dentare, atunci se fac implanturi, se tratează prima oară tot ce avem de tratat și la final punem fațetele. Pacientul simte vreun disconfort? La final. La final, după ce le are, nu există niciun disconfort, pentru că el deja este obișnuit cu test drive-ul, cu acele fațete provizorii, care stă 7, 10, 2 săptămâni, o lună, în funcție de caz, și atunci el la final îi simte ca și dinții lui. Care sunt reacțiile de după? Sau reacțiile la final când se uită în oglindă? Reacțiile la final tot timpul sunt wow, nu cred, wow, nu, nu imaginam că vor fi frumoase, dar nu așa. Credeam că sunt super, dar nici la modul ăsta. Astea au fost toate reacțiile. Și ca ultimă întrebare, zic wow mai mult bărbații sau femeile? Cine accesează mai mult genul ăsta de servicii? Cred că la momentul acesta sunt jumate-jumate. Cu toate că pare că femeile vor mai mult estetică și așa, dar am foarte mulți pacienți bărbați. Încheiem aici ediția de astăzi. Sper că v-am adus informații importante și de această dată. Ne revedem peste o săptămână. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră!